Să fim mulțumitori înaintea Domnului pentru încă o zi de viață, o zi de har, numele Domnului să fie lăudat. În seara aceasta, lecția se intitulează Când Domnul Dumnezeu întreabă. Dacă în lecțiile anterioare am observat câteva categorii de întrebări pe care putem să le formulăm în condiții de evlavie și de așteptare în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, vreau să observăm acum că Dumnezeu are dreptul absolut de a întreba pe oricine, îngeri sau oameni deopotrivă. Să ne amintim de prima pereche de oameni, de momentul ispitirii și al păcătuirii, când imediat după aceea Dumnezeu a intervenit, i-a căutat pe cei doi în grădină și scrie în Genesa capitolul 3, versetul 9, Domnul Dumnezeu a chemat pe om și i-a zis, și aici este prima întrebare, unde ești? Căci de Dumnezeu, evident că nu ne putem ascunde. Adam se justifică, deși nu spune adevărul, și Domnul Dumnezeu a zis, versetul 11, cine ți-a spus că ești gol? Și continuă cu altă întrebare, nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? Așadar, Dumnezeu își rezervă dreptul de a întreba pe creaturile sale, pentru că El este stăpân peste întreg universul. În cartea Iov, citim în capitolul 1 și 2, când Dumnezeu întreabă în cer. Iov, capitolul 1, versetul 7, Domnul a zis Satanei, de unde vii? Deci iată că toți oamenii, începând cu primul om, și toți din tabăra celor neascultători, chiar și cel mai mare, Satana, trebuie să dea socoteală înaintea lui Dumnezeu. În capitolul 2, versetul 2, din nou Dumnezeu, Domnul a zis Satanei, de unde vii? Chiar dacă omul se crede puternic și în absența lui Dumnezeu mulți se cred mari, vorbesc cu ușurință, observăm din Sfintele Scripturi și din realitatea adevărată a lucrurilor, nu dintr-o realitate ce se vede doar cu ochiul liber și uneori, că omul nu are capacitatea să stea înaintea lui Dumnezeu, nici să răspundă ce vrea, omul nu poate să se apere, nu poate să se justifice, de altfel omul poate să răspundă numai dacă Dumnezeu îi dă har, altfel cade în leșin. Se recunoaște vinovat, dar nu mai poate să adauge niciun cuvânt. Deși oamenii uneori, așa cum am observat și lecțiile anterioare, sunt în stare să-L întrebe pe Dumnezeu și ce trebuie și ce nu trebuie, și cred uneori că ei sunt în stare să răspundă dacă i-ar lua Dumnezeu la întrebări. În cartea Iov scrie în capitolul 9 că acest bărbat ajuns într-o stare grea de încercare, își dorea și zicea, citim de la versetul 11, iată, El, adică Dumnezeu, trece pe lângă mine și nu-L văd, se duce și nu-L zăresc. Dacă apucă El, cine-L va opri? Cine-i va zice ce faci? Dumnezeu nu-și întoarce mânia, sub El se pleacă toți sprijinitorii mândriei. Și eu, cum să-i răspund? Ce cuvinte să aleg? Chiar dacă aș avea dreptate, nu i-aș răspunde. Nu pot decât să mă rog judecătorului. Și citim din aceeași carte, din capitolul 14, versetul 20 și 13, versetul 22. Eu vă-și dorea aceasta. Apoi cheamă-mă și îți voi răspunde. Sau lasă-mă să vorbesc eu și răspundem tu. Până la urmă, Dumnezeu a îndeplinit dorința aceasta. A putut Iov să dialogueze cu Dumnezeu? N-a putut. Pentru că citim mai târziu, în capitolul 38, când Dumnezeu i-a oferit această oportunitate, versetul 3, i-a zis,
încingești mijlocul ca un viteaz, adică înarmează-te. Ca eu să te întreb și tu să mă înveți. Însă când Dumnezeu a început să întrebe, omul și-a dat seama că nu poate să vorbească. Mă adăugăm un citat din Isaia 41, unde din nou Dumnezeu își dovedește capacitatea absolută, puterea-i mare și arată incapacitatea omului de a răspunde, de a vorbi. Isaia 41, citim de la versetul 26. Cine a vestit lucrul acesta de la început, ca să-l știm? Și cu mult înainte și zicem, are dreptate. Nimeni nu l-a vestit și nimeni nu l-a prorocit și nimeni n-a auzit cuvintele voastre. Eu cel dintâi am zis Sionului, iată, iată, și Ierusalimului este trimit un vestitor de vești bune. Căci mă uit și nu este nimeni, nimeni între ei care să prorocească și care să poată răspunde, dacă îl voi întreba. Pentru că sunt atâtea domenii, cum am văzut și din cartea lui Iov, încât dacă Dumnezeu ar începe să întrebe, n-ar avea cu cine să vorbească, nici cu oameni, nici cu îngeri. El este singurul și marele Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Vreau să observăm câteva din aceste întrebări pe care Dumnezeu își permite, are dreptul să le pună ființelor create. Așa după cum am observat în prima lecție, pentru că primele întrebări care trebuia să ni le punem noi și pe care este natural să ni le punem, cine este Dumnezeu sau cum este El, tot această categorie de întrebări domină și când este vorba de întrebările care ni le pune Dumnezeu nouă. Cine poate fi pus alături de mine, spunea Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu pune astfel de întrebări ca noi să-L cunoaștem mai bine. El ne arată astfel unicitatea și desăvârșirea ființei Lui. În mod deosebit, în cartea profetului Isaia întâlnim acest gen de întrebări, citim câteva versete. Începem cu Isaia 43, de la versetul 9. Să se strângă toate neamurile și să se adune popoarele. Cine dintre ei a vestit aceste lucruri? Care dintre ei ne-au făcut cele din tâi prorocii? Să-și aducă martori, să-și dovedească dreptatea, ca să asculte oamenii și să zică adevărat. Și nu era nimeni. De ce i-a pus Dumnezeu aceste întrebări? Observăm din alte versete care le citim. Aici versetul 13. Eu sunt de la început și nimeni nu izbăvește din mâna mea. Când lucrez eu, cine se poate împotrivi? Pentru că dumnezeirea Tatălui nostru ceresc nu poate fi comparată cu nimic. El a fost Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. Aceste întrebări au fost formulate în mod deosebit într-o vreme în care lumea era idolatră, un politeism în care fiecare se lăuda cu Dumnezeul lui. Și Dumnezeul evreilor s-a impus și a încercat să le explice celor din poporul Israel, puteți să mă comparați cu alții? Pot alții să controleze istoria? Alții sunt responsabili de începutul tuturor lucrurilor de creație? Trecem în capitolul următor, 44, versetul 7. Cine a făcut prorocii ca mine? Să spună, să dovedească, de când am făcut pe oameni din vremurile străvechi, să vestească viitorul și ce are să se întâmple. Și la toate aceste răspunsuri se impune de la sine. Nimeni nu este ca Domnul. Citim tot aici versetul 24. Așa vorbește Domnul răscumpărătorul tău, cel ce te-a întocmit din pântecele mamei tale. Eu, Domnul, am făcut toate aceste lucruri. Eu singur am desfășurat cerurile, eu am întins pământul. Cine era cu mine? Poate cuvinte, n-a fost nevoie să-l ajute nimeni și ca atare nimeni nu poate fi pus alături de el. Citim și în capitolul următor, 45, versetul 21. Spuneți-le și aduceți-i încoace, ca să se sfătuiască unii cu alții. Cine a prorocit aceste lucruri de la început și le-a vestit de mult? Oare nu eu, Domnul? Nu este alt Dumnezeu decât mine. Eu sunt singurul Dumnezeu drept și mântuitor. Alt Dumnezeu afară de mine nu este. Și spunem din toată inima, amin. El este singurul Dumnezeu adevărat. Citim și din cartea profetului Ieremia, capitolul 18, versetul 6.
O întrebare pe care Dumnezeu o pune și care are de-a face cu oamenii, cu toți oamenii, dar aici în prim plan se vorbește de oameni din poporul său. Nu pot eu să fac cu voi ca olarul acesta, casa lui Israel? Zice Domnul. Iată cum este lutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna mea, casa a lui Israel. Deci Dumnezeu întreabă, dacă vreau să fac ceva, nu pot? Pentru că dacă Dumnezeu decide, nimeni nu îi se poate împotrivi. Să ne amintim, fără să citim, acele 10 de întrebări din cartea Iov, de la capitolul 38 în continuare, care Dumnezeu întreabă pe omul care pusese să stea de vorbă cu el, pe omul care credea că poate să răspundă. Deși la un moment dat a recunoscut că omul nu poate să răspundă, totuși și-a dorit aceasta. Și îl întreabă Dumnezeu, unde ai fost tu când le-am creat pe toate, le-am așezat la locul lor, știi tu? Și la toate acestea răspunsul este același. Nimeni nu este ca Dumnezeu. De aceea numele Său îl merită pe drept. Eu sunt cel ce sunt. Trăiește prin sine, lucrează prin sine, nu are nevoie de nimeni. De aceea toată lumea idolatră l-a comparat pe Dumnezeu într-un mod fals, cu imagini ireale, pentru că Dumnezeu nu poate fi asemănat și nu poate fi și nici nu trebuie să fie ajutat de nimeni. Dar de ce credeți că pune Dumnezeu această întrebare? Doar așa ca să se laude cine este El, că nu este nimeni ca El? Cred că acest gen de întrebări, pe de o parte, omenirea să ne facă pe noi să-L cunoaștem, dar totodată să ne încredem în El. Dumnezeu, când a scos pe evrei din Egipt, a rostit apoi, la începutul decalogului, următoarele cuvinte. Citim din cartea Exod, capitolul 20, de la versetul 1. Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte și a zis, Eu sunt Domnul Dumnezeu tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Și scoțându-i din țara Egiptului, le-a dovedit că are putere și poporul trebuia să aibă încredere în el, să-l asculte, să rămână liniștit având un asemenea Dumnezeu. Dar, întorcând pagini în urmă la Exod capitolul 14, observăm că poporul n-a înțeles aceasta și de aceea Dumnezeu vine cu o întrebare. Versetul 15. Vă reamintesc contextul de aici. Poporul era în fața Mării Roșii, în spate erau egiptenii, omenește vorbind, nu aveau nicio șansă să mai scape. Teama lor era întemeiată. Da, dar cunoscându-L pe Dumnezeu, teama lor nu se justifica. Sunt atâtea situații în viață în care, ca oameni, ne temem de boală, de moarte, de oameni, de sărăcie, de multe altele. Dar după ce am ascultat primul gen de întrebări, cine este ca Dumnezeu? Nu este nimeni, din veșnicie în veșnicie. Se naște această întrebare aplicativă. De ce nu vă încredeți în mine? De ce vă e frică cu mine? Ascultați întrebarea lui Dumnezeu. Exod 14 cu 15. Ce rost au strigătele acestea? Spune copilul lui Israel să pornească înainte. Deci când Domnul ne spune să mergem pe un drum, nu se poate să fie un obstacol pe care el să nu-l poată da la o parte. Și știți ce ușor a fost să meargă înainte. Pentru că nu este nimic prea greu pentru Domnul, slăvit să fie în veci. Însă evreii tot n-au înțeles. Au urmat drumul pustiei cu nevoile cunoscute de noi și scrie în Numeri, capitolul 11, versetul 23. Că atunci când poporul a cerut carne, Moise ca om și-a dat seama că nu are cum să le satisfacă această dorință. Și și-a imaginat anumite posibilități prin care ar putea să procure hrana necesară. Și la un moment dat spune el, versetul 22, putem oretea atâția oi și atâția boi ca să le ajungă? Sau nu cumva avem să prindem toți peștii mării ca să le ajungă?
El își punea întrebări privind la capacitatea umană. Și vine Dumnezeu și în versetul 23, nu cumva s-a scurtat oare mâna Domnului? Vei vedea acum dacă ceea ce ți-am spus se va întâmpla sau nu. Deci când e vorba de un cuvânt care l-a spus Dumnezeu, să nu ne îndoim, ci să-L credem pe cuvânt. Pentru ca să nu vină cu întrebări suplimentare, să ne spună dacă ți-am promis ce, nu pot. Mai vă prezint un citat din Matei capitolul 6, cuvintele Domnului Hristos, în aceeași idee a îngrijorărilor. Pentru că toate acestea, trebuie să dispară acest gen de întrebări, aceste stări, atunci când ne amintim cine este Domnul. Matei capitolul 6, de la versetul 26. Uitați-vă la păsările cerului, ele nici nu seamănă, nici nu seceră, și nici nu strâng nimic în grânare, și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Și acum apare întrebarea, nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Bineînțeles că da. Și apoi, cine dintre voi poate chiar îngrijorându-se să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Două întrebări care trebuie să ne închidă. Una, că Dumnezeu se îngrijește de vietățile care n-au valoare precum oamenii, și a doua, și dacă ne îngrijorăm, ce rezolvăm noi ceva? Versetul 28. Și de ce să vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu oarecare de seamă cum cresc crinii pe câmp și ei nici nu tor, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon în toată slavă nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, și apare întrebarea, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi puțin credincioșilor? Acum de haine nu ne mai îngrijorăm că e plin în jur de magazine second hand, da? Dar avem noi alte lucruri de care ne îngrijorăm, așa-i? Dar acele lucruri sunt pe o altă listă, nu tot pe lista capacităților de operare a lui Dumnezeu. Așadar nu trebuie să vă îngrijorați ce o să fie cu fata noastră că îi trece vremea și nu se mărită, ce o să fie cu băiatul nostru că a făcut școală și nu are servici, ce o să fie cu mine că bătrânesc. Adică nu știe Dumnezeu, nu le-a prevăzut, nu le-a aranjat. Să nu ne ia Dumnezeu la rost. O doua întrebare sau categorie de întrebări pe care Dumnezeu poate să ne-o adreseze. Cine vrea să-mi slujească? Dumnezeu, cât este de mare în cer, vrea să ofere oamenilor posibilitatea să fie lucrători împreună cu El. Și slujirea a lăsat-o la libera noastră acceptare. Spune Scriptura în cartea profetului Isaia, capitolul 6, că atunci când profetul l-a văzut tronul lui Dumnezeu, a surprins o discuție în cer. Și scrie aici în versetul 8, am auzit glasul Domnului întrebând, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns, iată-mă, trimite-mă. Oare întrebarea aceasta a ajuns până la urechile noastre? Să nu spuneți, noi nu suntem profeți, frate, numai profeții o aud. Profeții o aud în prim plan. Dar noi toți oamenii trebuie să auzim chemarea Domnului care ne angajează în slujba sfântă. Să ne amintim de o imagine din Vechiul Testament când profetul Mica a surprins tronul lui Dumnezeu și discuția ce avea loc în jurul lui. O ședință în cer. Cartea 1 Împăraților, capitolul 22. Pentru că vreau să observăm că Dumnezeu dă sarcini și îngerilor, punându-le întrebări dacă vor să facă, să meargă. Scrie aici, de la versetul 20, Domnul a zis, cine va amăji pe Ahab să suie la Ramot din Galat să piară acolo? Și-au răspuns unul într-un fel, altul într-altul, și un duh a venit, s-a înfățat înaintea Domnului și a zis, eu îl voi amăji. Domnul a zis, cum? Voi ieși, a răspuns el, voi fi un duc de minciună în gura tuturor prorocilor lui? Și Domnul a zis, îl vei amăgi și îți vei ajunge ținta, ieși și fă așa. Acum, cred că nu e greu de înțeles că
Pe noi Domnul nu ne cheamă la lucrări de genul acesta ca pe duhurile rele. Nu știu când s-a găsit solul acela care trebuia să-l pălmuiască pe Pavel, cum o fi răspuns în cer. Cine merge să îl pălmuiască pe apostol? Poate ori fi fost și alte propuneri. Dumnezeu o fi aprobat numai ceea pe care a gândit el că este bună. Asta îi privește pe îngerii căzuți. Dumnezeu îi poate lua la rost, îi poate întreba, ei pot să răspundă și apoi Dumnezeu decide. Noi suntem chemați la lucruri bune. Să nu spună cineva, frate, pe mine Domnul m-a trimis să fac o lucrare negativă. Hai să ne gândim puțin la situația aceea în care oamenii din jurul lui David au zis, iată ziua în care Domnul zice, dau pe vrăjmașul tău în mâinile tale, fă-i ce-ți place. S-a mâniat Domnul pe David că nu l-a omorât pe Saul? Nu. Eventual a fost un test, pentru că Domnul pe noi nu ne trimite să executăm lucrări negative. Aici am citit despre niște îngeri răi. Domnul pentru noi are lucrări bune. Vrea să ne angajeze în lucrarea sfântă. Și vrea să o facă pe cât se poate, cât mai de dimineață, așa ca și în pilda lucrătorilor viei, la prima oră. Dacă nu, tot caută și tot întreabă până în ceasul al 11. Citim în cartea profetului Ieremia, capitolul 1, că Domnul l-a angajat pe acest profet din timpul copilăriei, pentru că oricum îl pusese deoparte încă înainte de a se naște. Scrie aici, în versetul 5, mai înainte să fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam și mai înainte ca să fii și tu din pântecele ei, te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Eu am răspuns, ah, Doamne Dumnezeule, vezi că eu nu știu să vorbesc că sunt un copil, dar Domnul mi-a zis, nu zice sunt un copil, că și te vei duce la tot acela care te voi trimite și vei spune tot ce îți voi porunci. Și apoi îl întreabă, citim versetul 11, ce vezi, Ieremia? Îi dă testul de profet. Eu am răspuns, văd un vegheator. Și Domnul a zis, bine ai văzut. Și din nou îl întreabă în versetul 13, ce vezi? Două probe, două mărturii. Și el răspunde, am văzut un cazan clocotind spre miază noapte. Și Domnul a zis, de acolo va veni prăpădul. Așadar, să ne înțelegem chemarea și să fim atenți când Domnul întreabă. Este cea frumoasă cântare inspirată din Isaia 6, din textul amintit anterior. Domnul Săcerișului întreabă, cine pleacă ascul al meu cuvânt? Cine la cei păcătoși de grabă va vesti mesajul meu cel sfânt? Și răspunde la cor frumos, iată-mă, iată-mă, trimite-mă. Doamne, ajută-ne să te auzim, ajută-ne să-ți facem voia și să-ți împlinim lucrările, prins în planul tău pentru fiecare dintre noi. Apoi, pe parcursul lucrării, să știți că Dumnezeu își permite să ne întrebe ce am făcut, cum lucrăm. Dumnezeu l-a angajat pe Ilie și la un moment dat profetul vrea să-și încheie lucrarea. Citim în cartea 1 Împărați, capitolul 19, îi cerea Domnului, ia în viață, scoate-mă la pensie. Și Domnul nu a acceptat asta pentru că încă mai avea ceva de făcut. I-a dat acel drum de 40 de zile după două mese servite de un înger. Nu știu exact ce a mâncat venind înapoi. Dar scrie aici în versetul 9 că a ajuns în peșteră. Domnul i-a zis, ce faci tu aici, Ilie? Și întrebarea se repete și după ce iese la gura peșterii. Versetul 13. Un glas i-a vorbit zicând, ce faci tu aici, Ilie? Este o întrebare care trebuie să o auzim din când în când. Este ca și când i-ar surprinde șefii pe muncitori, stând la umbră, nefăcându-și datoria, ce faci aici? Pentru că odată angajați în lucrarea Domnului, trebuie să ne găsească la orar. El se justifică, Doamne, sunt singur. Și Dumnezeu spune, nu-i drept. Mai sunt. Du-te înapoi. Uneori riscăm să ne obosim înainte de vreme. Și scris să nu cădem de oboseală.
Pavel dorea să sfârșească cu bucurie calea și slujba. Să nu le ia Dumnezeu la rost. Ce faci? Nu mai lucrezi? Poate ți-a avut astfel de momente în care ați vrut să puneți armele jos. Poate ca tată, ca mamă, ca predicator, ca proroc, ca și cântăreț? Da. Pe bună dreptate se spune că în pomii cu roade se aruncă cu obiecte. Sunt scuturați, sunt bătuți. Însă noi trebuie să ne continuăm slujirea, ca să nu ne ia Dumnezeu la rost, pentru că își permite să ne întrebe oricând. De asemenea, Dumnezeu își permite să ne întrebe în slujba ce o avem și care este activitatea separat de slujire. Dacă eu sunt predicator, Dumnezeu poate să mă întrebe și acasă, peste săptămână, când prestez diferite activități, ce faci aici? Te comporți ca un slujitor sau nu? Ești călăuzit? Asculți? O situație de genul acesta avem în cartea profetului Isaia, capitolul 39, când la împăratul Ezechia, nu demult vindecat, au venit trimiși din Babilon. Și scrie aici că Ezechia a avut un moment de euforie, de mândrie chiar. A uitat de chemarea lui, de slujba lui sfântă și a început să le arate tot ce are. Și ispita asta poate veni la oricare dintre noi. Să arătăm sau să povestim. Scrie de la versetul 2 că le-a arătat tot. Și se încheie versetul: n-a rămas nimic din casa lui și din lucrul lui pe care să nu le fie arătat. A fost foarte entuziasmat în expoziția lui. Prorocul Isaia a venit apoi la împăratul Ezechia și l-a întrebat, evident, din partea Domnului, că de aceea și prorocit. Ce au spus oamenii aceia și de unde au venit la tine? Zic, a răspuns, au venit la mine într-o țară depărtată din Babilon. Isaia mai zis, ce au văzut în casa ta? Ezechia a răspuns, au văzut tot ce este în casa mea. Atunci Isaia a zis lui Ezechia, ascultă cuvântul Domnului oștirilor. Și este un cuvânt greu în prorocia ce urmează. Dumnezeu ne poate întreba și o face mai mult decât o face tata și mama, mai mult decât o face un polițist sau oricare alt organ de anchetă. Dumnezeu mai întâi ne întreabă dacă vrem să-i slujim, dar apoi pe parcurs ne întreabă cum slujim, dacă ne ținem sau nu de slujire, și dacă viața noastră este demnă de slujirea la care ne-a angajat. O a treia întrebare, grea pentru oameni. Ce motive aveți să păcătuiți? Oamenii de regulă când păcătuiesc încearcă să se justifice, unii față altora. Cum vă spuneam, la poliție ne justificăm că ne grăbim, că n-am văzut bine linia continuă, la tata și mama îi spunem noi una și alta, și așa mai departe. Dar când Dumnezeu ne întreabă asupra motivelor păcatului nostru, degeaba încercăm să ne scuzăm, pentru că vom vedea, când analizăm răspunsurile, n-avem șanse. Iată un caz, cartea a doua a lui Samuel, capitolul 12, când împăratul David este tras la răspundere de Domnul și apoi se pronunță sentința pentru vinovăția lui. Dar mai întâi, înainte de a pronunța sentința, Dumnezeu întreabă. 2 Samuel 12:9. Pentru ce dar ai disprețuit tu cuvântul Domnului? Adică știai poruncile. Știai că Dumnezeu le-a rostit. De aceea zice el apoi în Psalmul 51, Doamne, eu împotriva ta am păcătuit. Făcând ce este rău înaintea lui, ai lovit cu sabia pe Urie Hetitul, ai luat de nevastă pe nevasta și pe el l-ai ucis cu sabia copilul lui Amon. David a fost surprins exact în lipsa motivelor pentru păcătuire. Pentru că așa cum spune Nathan din pilda aceasta, bogatul n-avea motive să ia mieloșeaua vecinului. N-avea motive. Avea oi multe. Avea argați care să-i le prepare. Păcatul înaintea lui Dumnezeu nu poate fi scuzat niciodată. În Psalmul 4, versetul 2, întâlnim din nou întrebare pe care Dumnezeu o adresează păcătoșilor. Fii oamenilor,
Până când va fi batjocorită slava mea? Până când veți iubi deșertăciunea și veți umbla după minciuni? Adică ați greșit, conștiința v-a mustrat, nu vă treziți? Continuați să păcătuiți? O altă întrebare din aceeași categorie o întâlnim în Isaia, capitolul 3, atunci când Dumnezeu intenționa să se judece cu poporul său. Vreau să observați că Dumnezeu știe cum să pună întrebarea, surprinzând exact starea de fond a lucrurilor, lipsindu-ne de aparentele noastre scuze. Isaia 3 cu 14. Domnul intră la judecată cu bătrânii poporului. Versetul 15. Întrebarea. Cu ce drept călcați voi în picioare pe poporul meu și apăsați pe săraci? Zice Domnul, Dumnezeul oștirilor. De unde dreptul acesta? Pentru că Dumnezeu le spusese că evreii sunt poporul lui. Asupra străinilor le-a dat anumite drepturi. Să ne amintim de dreptul de a lua dobândă, de exemplu. Dar asupra fraților lor, cu ce drept? Cine v-a permis să vă purtați așa cu copiii mei? Capitolul 5, versetul 4. E o întrebare pentru cei ce se scuză că n-au avut condiții ca să se poarte frumos, să aducă roadă, după cum este pilda aici. Ce aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut? Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici, când eu mă așteptam să facă struguri buni? Nu existau motive, pentru că scrie în versetele anterioare că Dumnezeu a pregătit pământul. Vița a fost de soi și ar fi fost natural să aducă struguri buni. Adică Dumnezeu creează oamenilor condiții să nu păcătuiască și când ei păcătuiesc, sunt cu atât mai vinovați. Asta în prim plan pentru cei din poporul lui Dumnezeu. Citim și din cartea profetului Ieremia, capitolul 44. Unde Domnul pune o întrebare unora care erau pe punctul de a păcătui, voind să-i determine să nu mai păcătuiască, să le spună, n-aveți motive să păcătuiți. Ei voiau neapărat să meargă în Egipt și să nu se întoarcă în țara lui Israel, decât așa după cum aveau ei un plan. Versetul 7. Acum așa vorbește Domnul Dumnezeu oștirilor, Dumnezeu Israel, pentru ce vă faceți voi singur un rău atât de mare? Ca să vă nimicească din mijlocul lui Iuda bărbații, femei, copii și pruncii și să nu mai rămână nici o rămășiță de voi. Pentru ce? Pentru că profetul le-a spus din partea Domnului că împăratul nu-i va pedepsi pentru ceea ce se întâmplase cu omorârea lui Gedalia, dar ei nu au vrut să asculte. Și mă adaug un citat din profetul Ezechiel, capitolul 20. Asta așa ca să observăm că generație după generație, că într-un loc și respectiv în altul, Ieremia era în Egipt, Ezechiel era în Babilonia, peste tot Dumnezeu îi întreba. Și ne întreabă și pe noi în diverse moduri. Ezechiel, capitolul 20, versetele 29 și 30. Eu i-am întrebat, ce sunt aceste înălțimi la care vă duceți? De aceea s-a dat numele de înălțimi până în ziua de azi. De aceea spune casele Israel, așa vorbește Domnul Dumnezeu, voi să vă spurcați în felul părinților voștri și să curviți alergând după rugăciunile lor? Îi întrebase pe înaintașii lor, ce sunt acestea? Și i-ar fi trebuit să-i recunoască. Sunt lucruri idolatre. Și acum îi întreabă din nou pe urmașii lor, voi vreți ce să faceți ca ei? Nu vedeți cum i-am pedepsit? Așadar, să știm că pe păcătoși Dumnezeu e la rost, dar poate cei mai vinovați păcătoși sunt cei ce slujesc.
cei ce sunt duplicitari. Despre asta citim în Isaia, capitolul 1, acolo unde Dumnezeu întreabă pe cei ce slujeau, dar se făceau vinovați prin stări păcătoase. Și să nu uităm că Domnul Hristos a spus că la venirea Domnului din nou vor spune unii, noi am slujit, Doamne. Și problema este aceeași. De ce slujiți în condiții de fără de lege? Isaia, capitolul 1, citim la versetul 11. Ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre, ci Domnul? Sunt sătul de așa ceva. Nu pot să văd. Sărbătoarea Nuntei cu Nelegiuirea. Când veniți să împățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucru să-mi spurcați curțile? Să ne păzească Domnul să auzim în conștiința noastră atunci când slujim astfel de întrebări. Poți să te ridici așa să slujești? Mai poți cânta? Ai îndrăzneală să prorocești? Mai poți să te pretinzi creștin? Așadar, să nu uităm că Dumnezeu ne întreabă, mă cunoașteți? Dacă mă cunoașteți, vă e frică să umblați cu mine? Apoi ne întreabă, vreți să-mi slujiți? Dar își rezervă dreptul ulterior să ne întrebe, cum slujim? Și nu în ultimul rând Dumnezeu ne întreabă, de ce păcătuiți? Și pe deasupra mai și slujiți? Vreau să observăm acum răspunsurile omului în fața acestui interogatoriu divin. Există posibilitatea ca unii oameni să se încăpățineze și pentru o vreme să nu vrea să recunoască pe Dumnezeu și să nu recunoască adevărul. Dar asta nu durează. Să ne amintim de momentul în care Dumnezeu l-a întrebat pe Cain, primul ucigaș dintre oameni, că primul ucigaș este diavolul. Genesa, capitolul 4, de la versetul 9, Domnul a zis lui Cain, unde este fratele tău Abel? I-a răspuns, nu știu, minciună pe față. Sunt eu păzitorul fratelui meu? Devine el un anchetator pentru Dumnezeu. Ce mă întrebi? Ce mi l-ai dat mie în grijă? Vedeți până unde merge nebunia omului. Numai că asta nu ține, pentru că Dumnezeu l-a blocat imediat. Tu crezi că eu te întreb că nu știu unde e Abel? Spun însă că fapta s-a reclamat și iată ce sentință îți dau. În final a mai spus Cain că nu știu unde e Abel? Am avut îndrăzneala Abel, Cain să spună, nu-i drept, Doamne, nu eu l-am omorât. Ce ai fost de față, ai văzut? Sunt martori. Nu, nu sunt martori. La Dumnezeu nu-i trebuie martori dintre oameni. Are cerul și pământul martori. El operează direct în conștiința noastră. Și când ne întreabă, nu vom mai adăuga nimic. Chiar dacă pe moment vom avea îndrăzneala nebunească, să recunoaștem că nu e așa. Da. Sunt situații în care Domnul descoperă anumite păcate prin unui proroc și oamenii pe moment, cum zice în carte Iov, își ascund fără de legile în sân și spun, nu-i drept. Dar numai că atunci când fapta se află, nu mai au îndrăzneala aceasta. Dar pe moment pot să nege. O situație asemănătoare întâlnim în Luca 20, când liderii religioși și politici ai evreilor s-au dus la Domnul Hristos ca să-L întrebe de unde îi vine puterea care îi uimea pe ei, putere prin care Domnul se detașa total de ei și asta era problema lor, că oamenii urmau pe Domnul și deși ei înconjurau pământul să-și adune adepți, n-aveau succes. Și Domnul scrie în versetul 3, le-a zis, am să vă pun și eu o întrebare. Spuneți-mi, botezul lui Ioan venea din cer sau de la oameni? Întrebare potrivită. Important. Dumnezeu nu ne întreabă doar așa ca să se afle întreabă. Ei cugetau între ei, dacă răspundem din cer, atunci ne va zice de ce nu a scris-o, dacă răspundem de la oameni, tot rodul ne va ucide cu pietre, că ce este încredințat că Ioan este un proroc. Atunci a răspuns că nu știu de unde venea botezul lui Ioan. Dar de ce n-au răspuns așa cum gândeau ei?
spune, Doamne, noi ne gândim că e din cer, dar iar ne gândim, n-au recunoscut. S-au ascuns după un, nu știm. Chiar nu știi? Știți vorba între oameni, că unii le au pe nu umbrați. Dar când tai înaintea lui Dumnezeu, îți tremură mâinile. Și nu-l ții mult pe nu umbrați. Cade. Dar pe moment oamenii încearcă. Hai să vedem. Nu putem să-L mințim pe Dumnezeu. Poate că nu se va afla. Poate că nu ne va lua la rost. Nu există această posibilitate. Scrie în Romanul 1:8, că mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei nelegiri, oricărei necinstiri a voii sale, a sfințeniei sale. În altul de rând, vreau să observăm că omul este nevoit să recunoască cuvintele și acțiunile drepte ale lui Dumnezeu. Mai degrabă sau mai târziu, oamenii vor fi motivați, vor fi determinați să recunoască faptul că Dumnezeu are dreptate, că Dumnezeu știe că a procedat bine și că toate comentariile noastre nu sunt întemeiate. În Iov, capitolul 40, citim despre, așa cum zicem noi, dreptul Iov, de la versetul 3. Iată, eu sunt prea mic ca să-ți răspund, îmi pun mâna la gură. Am vorbit odată și nu voi mai răspunde. De două ori și nu voi mai adăuga nimic. Capitolul 42, pagina din dreapta, de la versetul 2. Știu că tu poți totul, a zis Iov, și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Da, am vorbit fără să le înțeleg de minuni care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep. Urechea mea auzi vorbind de tine, dar ochiul meu acum te-a văzut, de aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenuș. A putut Iov să spună, Doamne, a fost drept tot ce ai făcut, dar știi, acolo trebuia să faci puțin altfel. Atunci când Dumnezeu întreabă, n-am procedat corect? Ar însemna că dacă noi putem spune, Doamne, trebuia ceva altfel, înseamnă că Dumnezeu nu e desăvârșit. Și noi vom constata că Dumnezeu în tot ce face, știe cum să facă. Dacă Iov, un om neprihănit, declarat de Dumnezeu, dacă în cazul lui, când i-a fost lovită toată casa, gospodăria, ființă, și tot n-a fost ceva de adăugat, da, în situațiile noastre. Zicem și noi ca Marta și Maria, Doamne, dacă erai aici, nu murea fratele meu. Dar Domnul Nadin s-a zăbovit și nu s-a dus acolo. Așa că bine ce Solomon în cartea Eclesiastul, capitolul 3, că la ce face Dumnezeu nu trebuie nici adăugat, nici scăzut. Și asta trebuie să recunoaștem noi când Dumnezeu ne întreabă, Doamne, drept ai judecat. Și David a zis în Psalmul 51, când Domnul i-a pronunțat sentința, versetul 4 a zis, vei fi fără vină în judecata ta, Doamne, n-am ce să obiectez. Nu doar că n-am unde să fac recurs, nu poate fi făcut recurs dacă analizez bine situația. Dacă așa stau lucrurile, atunci nu ne rămâne decât ca la Iov să tăcem. Chiar dacă nu înțelegem, nu asta am vrut să spun, nici Iov nu l-a înțeles. Nu că noi înțelegem tot ce face Dumnezeu, noi doar trebuie să înțelegem că ce face Dumnezeu face cu autoritatea, dreptatea, bunătatea, credincioșia și toate atributele care îl caracterizează. Însă nu doar pentru situații particulare sau pentru probleme pământești. În Roman, capitolul 9, Apostolul Pavel dezbate o problemă care și astăzi este polemizată, dacă există alegere liberă sau dacă există predestinare. Și scrie aici, de la versetul 19,
Dar îmi zice atunci, de ce mai bagă de vină? Că cine poate sta împotriva voiei lui? Dar mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut, pentru ce mai făcut așa? Nu este olarul stăpân pe lutul lui ca din aceeași frământătură de lut să facă un vas pentru o întrebuințare de cinste și un alt vas pentru o întrebuințare de ocar? Și când pune Dumnezeu întrebarea asta, așa cum am citit și din Ieremia, când Dumnezeu l-a dus în casa olarului pe profet, nu putem băga de vină lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus, că să luăm exemplu ce îl folosește apostolul aici, pe Iacov l-am iubit și pe Esau l-am urât. Poate ar fi putut să zică Esau, de ce? Cum a plâns înaintea lui tatăl său. Dar nu s-a dovedit că alegerea lui Dumnezeu a fost întemeiată? Nu și-a disprețuit Esau dreptul de întâi născut? L-a mai dorit Esau vreodată pe Dumnezeu? A avut Esau vreo noapte ca Iacov în care să spună nu te las până nu mă binecuvintezi? Nu! N-a avut pasiune pentru Dumnezeu. Pe când Iacov, pe care Dumnezeu l-a iubit, deși a fost mai șmecheraș, cum știți, a încercat să fenteze, dar s-a dovedit că în inima lui a avut o dorință adevărată, sinceră pentru Domnul. De aceea Dumnezeu se numește și Dumnezeul lui Iacov, slăvit să fie în veci. Știe Dumnezeu când mântuiește pe cineva sau când nu mântuiește pe cineva. În povestea recent, un frate care acum are aproape 80 de ani, zice, când eram de 14 ani, m-am dus la rugăciune cu fratele meu care avea 13 ani. Și Domnul mi-a vorbit mie și a zis, tu îmi vei sluji și te voi folosi în lucrarea mea. Și-a trecut prorocia la frate său și a zis, cât despre tine, când te cercetezi, zice Domnul, îți spun că nu îmi vei sluji niciodată. Nu s-a pocăit niciodată, la 40 de ani a murit bețiv. Pentru că l-a măsurat Dumnezeu. De aceea, în fața hotărârilor divine, acțiunilor lui, nu putem decât să spunem, Doamne, drept ai lucrat. Slăvit să fie Domnul. Pentru asta vă citesc din Apocalipsa, capitolul 15, versetul 4, pentru că aceasta are valabilitate generală. Cine nu se va teme, Doamne, cine nu va slăbi numele Tău, căci numai Tu ești sfânt și toate neamurile vor veni să se închine înaintea Ta, pentru că judecățile Tale au fost arătate. Și 16:5, și am auzit pe îngerul apelor zicând, drept ești Tu, Doamne, care erai, care ești și care erai, Tu ești sfânt pentru că ai judecat în felul acesta. Dreptatea lui Dumnezeu este desăvârșită, slăvit să fie în veci. Și un ultim posibil răspuns al omului, un ultim necesar răspuns al omului, recunoașterea identității și a faptelor. Oamenii se pot da drept alții. Iacov a zis în fața tatălui său că el este Esau. Dar când l-a întrebat îngerul noaptea aceea, mai îndrăznit să spună că eu sunt Esau? L-a întrebat, Genesa 32:27, care ți este numele? Iacov. Moment în care Dumnezeu a hotărât să-i schimbe numele, pentru că Dumnezeu nu ne schimbă viața decât atunci când recunoaștem cine suntem. Câtă vreme ne dăm drept alții, Dumnezeu nu se îndură de noi și nu ne mântuiește. De aceea să fim atenți și să recunoaștem adevărul înaintea lui Dumnezeu, pentru că oricum ne poate descoperi. În ultima perioadă, ca să spun că este o situație recentă, undeva în zona Dobrogea, Domnul a cercetat dintr-o adunare altei confesiuni, anumiți credincioși, prin lucrarea Duhului Sfânt, și cei din conducerea acelei organizații s-au deranjat. Și la un moment dat i-au sunat pe frați că de ce s-au implicat acolo. Și frații le-au spus, noi nu ne-am dus în biserica dumneavoastră, noi am sfătuit să rupă biserica, să plece din ea. Dacă ne-am adunat și au venit și ei unde am fost noi, că erau acolo detașați și Domnul a lucrat, cu ce suntem vinovați? Și fiindcă unul din acei slujitori, acele organizații,
a încercat să uzeze de autoritate, îl sună la un moment dat pe fratele Brock și spune să nu vă mai amestecați acolo. Și moment în care Domnul îi descoperă fratelui Brock și fără tălmăcire, fără prea multe explicații, îi surprinde vreo trei fapte vinovate. Respectivul slujitor rămâne cam mut la telefon, apoi începe să plângă și zice în final, dacă îți cer ceva, te rogi pentru mine. Pentru că înaintea lui Dumnezeu trebuie să recunoști cine e și ce ai făcut. Și bine să recunoaștem. Când Dumnezeu ne întreabă să spunem cu adevărat cine suntem. Pentru că altfel, spunea Domnul Hristos, din cuvintele tale vei fi scos fără vină, recunoscându-te. Sau din cuvintele tale vei fi osândit. Cum să fii osândit din cuvintele tale? Atunci când nu-i destul că ai păcătuit și încerci să minți. Asta ți este ultima osândă. Pentru că de Dumnezeu nu ne putem ascunde, în fața Lui totul este gol și descoperit. Însă să ne așteptăm să ne întrebe în mod special. Și atunci când ne rugăm este bine să o facem. Ca vameșul, care a spus, Doamne, fie-ți milă de mine păcătosul. Dumnezeu cred că l-a întrebat prin conștiința lui, l-a recunoscut și a fost socotit neprihănit apoi în final. Vreau să încheiem și să observăm așadar că la întrebările divine, omul nu-și poate permite să răspundă ca în raport cu oamenii. Dumnezeu îl închide pe om, n-are cu ce să se justifice. Dumnezeu are ultimul cuvânt. Într-un salon de spital era un patron deranjat că o boală îi deranjase orarul afacerilor. Și la un moment dat și-a luat îndrăzneala să spună, nici Dumnezeu nu le programează bine pe toate. Și a încercat să adune argumente, uite, și plouă când n-ar trebui și acum e bolnav și aveam treabă. Și la un moment dat, privind prin salon, dă cu ochii de un credincios, de un slujitor al Domnului. Și zice, dumneata ce zici? Și fratele zice, să lăsăm cartea să vorbească. Și ia Scripturile, citește la Matei 22, la pilda celor poftiți la cină. Și ajunge la versetul acela în care omul fără haină de nuntă este întrebat, cum a intrat aici? Face pauză și zice, să vedem ce răspunde. Știți ce spune textul biblic? Omul acela a amuțit. Deci când întreabă Dumnezeu, am putea spune așa, ca noi între oameni, pauză. E punct, dar nu punct și virgulă. Scrie tot acolo în Matei 22 că îl încolțeau pe Domnul, ba saducheii, ba farisei, care de care se credeau mai puternici și mai deștepți. Și după ce Domnul le răspunde și se miră toți, scrie aici în versetul 46, nimeni nu i-a putut răspunde un cuvânt și din ziua aceea nimeni n-a mai îndrăzit să-i pună întrebare. Deci Dumnezeu aduce vremea în care nici nu mai ai ce să întrebi și nici nu mai poți răspunde. Trebuie doar atât să-L recunoști ca Dumnezeu și să-I dai slavă. Dar dacă noi nu suntem vinovați și nu suntem în situația ca Dumnezeu să ne osândească și cum am văzut la lecțiile anterioare, întrebăm că nu știm, suntem copii, avem gânduri curate. În situația aceasta Dumnezeu ne răspunde și Dumnezeu chiar ne întreabă pentru a ne lămuri, pentru a ne îndruma. Pentru că sunt aceste două situații diferite una de cealaltă. Sunt întrebări acuzative pe care Dumnezeu le pune și oamenii rămân fără cuvânt și întrebări îndrumătoare, care vor să-i lămurească pe oameni. Pentru asta, a doua situație, citim din Isaia, capitolul 51, unde Dumnezeu vorbea poporului, am putea spune, extinzând ideea în acest scop, scrisă și Scriptura, versetul 1, ascultați-mă, voi care umblați după neprihănire. Încearcă să-i ajute, reamintindu-le, versetul 4, ia aminte, dar poporul meu pleacă urechea spre mine, neamul meu, căci din mine va ieși legea și din voi pune legea mea lumină popoarelor. Și apoi versetul 12, eu vă mângâi. Dar cine ești tu ca să te temi de omul cel muritor și de fiul omului care trece ca iarba și să uiți pe Domnul? Deci,
Să fim atenți la felul în care îl abordăm pe Dumnezeu și mai atenți atunci când Dumnezeu ne întreabă. De aceea, citind Biblia, n-ar trebui să mai rămânem în stări de necredință, în stări vinovate, ca să nu ne întrebe Dumnezeu, de ce te teme? Dar de ce n-asculți? Cine ești tu să te temi? Sau cine este altul ca să te temi de el? În schimb, cum spuneam, dacă suntem vinovați, situație, stare de care ne rugăm Domnul să ne ferească, Dumnezeu are acel gen vinovat, vinovat în sensul vinovat pentru oameni, acel gen greu de întrebări, așa cum a procedat cu Israel atunci când a hotărât să nu-i mai ierte, cum zice în cartea Numeri, de exemplu, când apar aici două întrebări, până când mă va nesocoti poporul acesta? Până când voi lăsa această readunare să cârtească împotriva mea? Și Dumnezeu n-a mai vrut să amâne, le-a dat sentința. Și din acei sute de mii de bărbați evrei n-a intrat niciunul în țara Canaanului. Așadar, să fim precum noi, plini de o teamă sfântă. Dacă ceva nu știm, Domnul să ne învețe. Dar dacă știm, să nu încercăm să nu-L respectăm ca Dumnezeu, ci să ne temem de El. Amin.